Deci, bună ziua, ca de fiecare dată am să vin cu careva declarații față de către scumpii și dragii, iubiții mei, internauți, spectatori care mă privesc, îmi ascultă aceste discursuri, reportaje care le fac într-adevăr cu această problemă globală, care este distrugerea fondului forestier și anume a pădurilor. Deci, în ultimele declarații pe care eu le-am dat, și am tras un semnal de alarmă. Deci, cum să distrug pădurile? Argumente, probe, dovezi și, de fapt, autoritățile statului nu știu ce măsuri întreprind. Dar astăzi vreau să vin o replică asupra celor care de la plaiul fagului, și anume prețelele de socializare, am văzut că, cred că asta este Gălușca Anton, care a spus că, conform, nu știu, doamna acolo a făcut careva, vreau să spun că iarăși din nou înregistrări, pe cazurile cum se distruge rezervația naturală științifică Plaiul Fagului. Deci, eu cătând în galerie, deci am să arăt dovezile respective privitor pe aceste distrugeri și ilegalități care dumnealui spune că conform unor, nu știu ce planificări, nu știu ce Gălușcă Anton, da? Eu prima întrebare care îmi supun: de câți ani te afli tu la Rădenii Vechi, rezervația naturală științifică Plaiul Fagului? Ce studii ai? Cu ce te ocupi anume? Știu că ești inginer în fondul forestier, dar de fapt ești din Zubrești, da? Ți-ai făcut casă la Zubrești, cred că o să trebuiască de făcut careva investigații și percheziții asupra celor care au distrus în satul Rădenii Vechi, după cum și-am menționat, începând de la rezervație, da? Și terminând cu tabăra pionerească, spitalul, după cum și-am enumerat, celelalte bunuri care fost și sunt pe teritoriul satului Rădenii Vechi, satul meu de Paștă. Deci, Gălușcă, poți să prostiești pe cine vrei, dar numai nu pe Igor Fidiuș, una la mână, eu sunt originar din acest sat. Și mai mult ca atât, deci soția dumitale este angajată acolo ca economistă, da? Sau contabil, deci alu Curoș, ghidul, după cum și-am spus, care se ocupă ca rol junglii acolo, el acum e șef secției pe știință, da? Ghidul, eu așa îi spun, ghidul și Carol Giuntul, care a distrus în totalmente această rezervație. Și am văzut în urma acestor intense, vreau să spun, exploatări care le faceți și vreau să spun că sunt ilegale, nu sunt nici într-o coordonare cu ceea ce au menționat Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice. Deci, Curoș a angajat, după cum și-am menționat anterior, cine cu mătrii, cumnat și tot așa mai departe, și pe femeiță este acolo, Valentina Curoș, da? Gălușcă, iarăși pe femeiță acolo. Deci, voi cui, băi, ăsta, băieți, stricați-le, eu vă spun așa, pe șleau, cum se spune în popor, luați și spălați Putina, cât e lucru cu cinste. V-ați sta la pușcărie, eu vă garantez 100%. Și voi nu o să plecați din Moldova, nu o să faceți dublii identități și nume și o stați fugari. Vă găsesc, eu v-am spus, să-și îmbortă de șoaric, sau cum spune, în gaură de șoaric, privitor pentru toate prejudiciile care ți s-a dus. Am înțeles că din urma unor reportaje de la Televiziunea Națională, început a spune că fagul se dezgolește la rădăcină, da? Dar din ce cauză? Nu ți-ai pus întrebare. Din ce cauză dezgolește fagul la rădăcină, da? Sunt alunecări de teren, se fac tăieri intense, da? Mai mult ca atât, rasă, da? Plus la aceasta vreau să spun că satul Rădenii Vechi se lasă încetșor, încetșor, din cauza că stai rezervație. Deci pământul fuge la vale. Deci stai, fac sănătos. Vreau să spun că este același cerchină, ciochină, care i-am spus că, băi, nu te ajută nici pe tine, băi, nimic, absolut, nici pe tatu, nici pe tine, nici pe neamul neamului vostru. Spui tu ce lucrări se fac acolo și așteptăm în timp. Ciochină, tu cu busul cât lemn care acolo și cu mașinile de teren iarăși la Armata 14. Tu și al care spui că așteptați în timp și spațiu, este spui ca Curoș, înțelegi, greu și este duci la Săgeana, la Alexeiev, pe teren respectiv și cred că ești duci peste Pârlița. Ai mergi pe asfalt. Deja drumurile din sat, eu vreau să spun că le-ați distrus și le-ați, știți cum spune, adus într-o stare inexplicabilă. Deci, ca argumente, astăzi, cei ce au făcut, vreau să spun că e fostul edil la Capitale, da, Ruslan Codreanu, filmat în Codrii Orheilor. Vreau să spun că acolo se arată destul de clar în filmurietul respectiv tăierile cu arbori sănătoși de stejar secular. Cei ce au făcut alaiba la rezervația științific Codrii de la Lozova, iarăși la fel lucrările respective. Ați văzut în primul rând cum s-a aranjat masa lemnoasă, metri stier,
la par sau stau lângă copaci. Niște încălcări, vreau să spun, de exploatare enormă, plus la aceasta nu corespund și întrunesc condițiile legale de exploatare. Deci trebuie să fiți atrași la răspundere. Mai mult ca atât, vreau să întreb ca să știi toți cetățenii care mă privesc, care mă ascult și care mă înțeleg corect. Nu gândiți că eu mă dau, vreau să spun, că bătut prin intimidările voastre, așa la șorotarul, înțeles că îți faci și grijă acolo, că și rău mi-ai făcut tu nimeni. Eu am să-ți spun din start, alegerile din 2011, când ai venit și mi-ai tulburat. Liniștea, la ore târzii, după orele 12 de noapte, la poartă, da? N-am să uit niciodată, sunt înregistrări telefonice și am să-ți arăt telefoanele pe care am toate înregistrările cu tine, rotarul. Cunoște semne telefoane, da? Erau anterioare. Am făcut foarte multe înregistrări cu dânsul și mai este încă un telefon de semne marcă, numai că de alt model. Una la mână. În 2011 a venit cu Valeric Țicu, cu Țicu Petru ăsta care e al lui Octavian Țicu ăsta care e de la Pun, da? Eu i-am spus de multe ori că el pune, dar nu știe și-a scoată. Deci eu încă o dată menționez și atrag atenția către toți acei care îi consideră silvicultori iubitori de natură și ecologiști. Stopați! Și mă adresez către înalta conducere a țării, ca să înțeleagă Igor Dodon, să înțeleagă, vreau să spun, același prim-ministru Chicu, să înțeleagă același președinte Parlamentului Grecian, da? Vă întruniți la orele 8, acolo și nu știți, dezbateți, chemați-l pe zagatovitul ăsta, cum îi spun eu, ca să mă înțeleg să folosesc termeni în limba rusă, da? Pe Perju, duc și vândă perjele, chemați-l pe cojocoară și vândă cojoasele, eliberați-i din funcție, stopați odată și pentru totdeauna promovarea imbecililor, persoanelor discreierate la funcții de răspundere în instituțiile statului, deoarece ei ne denigrează imaginea atât a țării, cât și imaginea Fondului Forestier al Republicii Moldova, care nu știu să o administreze. Mi-a spus că sunt niște turiști și turiștii o să rămână pentru mine întotdeauna, din cauza că nu corespund statutului pe care îl au la funcțiile respective. Ce vreau să argumentez mai departe? Privitor la rotarul. 2011, ți-am spus, mi-ai tulburat liniștea. La miez de noapte, cu alegerile, că ai spus că femeia secretara mea și tot așa mai departe, mi-ai făcut diferit show-uri. În 2013, împreună cu Nășeltu și cu cei de la Bagmut și cu Vova Gruș, tot așa mai departe, ai sărit cu cuțitul pe malul Iazului, la bisetcă, unde era Lupu, anterior director la Molțilva, știa toate astea. Plus la aceasta vreau să spun că nu o să scapi niciunul, vreau să spun că din vedere pentru toate acțiunile care le-ați făcut împotriva lui Igor Fidiuș. 2013, asta rotarul le-ai făcut. În 2000, vreau să spun că 19, în alegerile care au avut loc locale, iarăși la fel, ai venit și ai pus niște proști de seama ta, e băgat în față, așa, și iarăși au făcut spectacol în Casa de Cultură și mi-au tulburat liniștea și întrunirile cu alegătorii plus la asta. Ești păzește, îți spun încă o dată și vă spun la toți cei care v-am menționat numele, pregătiți-vă rupsașele, cum zic eu, baulul, da? Dacă nu știi ce-i baul, ai să înțelegi ce înseamnă. Vă pregătiți rupsașele. Și vreau să spun ca Drăguțanu, v-ați dus în ședința de judecată și ați cerut deodată termen de executare. Și vă ispășiți termen de executare. În primul rând, rotarul, tu cel care e distrus, tu trebuie să vii să faci declarații de sus până jos, bunurile care le ai, să vedem ce salariu ai împreună cu soția, de unde ai aceste bunuri, și la pușcărie, băiatul la sanatoriu, la odihnă. Acolo îți putrezesc oasele. Vii să ai sfidenie, eu îți fac maleavă din timp când te duci cu dânsa gata scris, să-i spui că ai fost carabinier, ei să ajungi lipcanul știi de tine. De start, eu